Bună ziua! Mă numesc Jenna Teichman, eu sunt un voluntar în Corpul Apache și eu sunt din America. Eu sunt din statul Kansas și acolo am studiat la Universitatea Agribusiness și am făcut masterat în Agricultural Economics, economia agricolă. Am decis să intru în organizația Corpul Apache un an înainte de am venit în Moldova. Corpul Apache a spus mie: hai, mergem în Moldova. Și m-am gândit, primul lucru, știu unde este Moldova, woohoo! Și apoi, am spus, da, eu vreau să mă duc în Moldova. Și sunt aici. Am venit în Moldova în septembrie 2007. Am făcut 10 săptămâni de instruire de limba în satul Porumbin. Și apoi, în noiembrie 2007, am venit în Strașin. Și sunt în Strașin timp de 2 ani. În timpul meu aici, când am venit în Strașin, lucram la organizația AgriReform. Am studiat agricultură și acolo am stat ca funcție de consultant. Dar organizația a închis. După un an a închis, în septembrie 2008. Și am trecut cu în organizația Access, tot în Strașin. Și am stat acolo încă un an și mi-a plăcut foarte mult. În iarna 2008, cam februarie 2008, am făcut cunoștință cu un om, cred că cunoașteți bine, pe el cheamă Ioan Mutiano. Și noi am vorbit și el a vorbit puțin cu mine în engleză și noi am stabilit ca prietenie prin lucru. Să fiu un voluntar pentru mine înseamnă că să lucrez de la inima mea. Lucrez fără plată și lucrez pentru oamenii. În timpul meu în Moldova de 2 ani, am lucrat în funcție voluntar și mi-a plăcut foarte mult. Este mai ușor pentru mine să stau undeva și să fiu un voluntar, pentru că n-am o listă de la director care spune hai, fa așa, așa și așa. No, eu am intrat între niște organizații și am văzut ce trebuie și am ajutat când și unde pot. Și cred că în premia mea, lucrul de voluntariat, sau cum se spun, este ceva foarte important și necesar pentru un om. Este și tot așa pentru mine, că aici în Moldova, prin lucrul meu, am învățat mult. Și despre Moldova, și despre limba, și politică, și mai departe. Și tot am aflat că aici în Moldova sunt niște oameni buni și mă bucur că am intrat în Moldova și am făcut cunoștințe cu voi și mulțumesc mult pentru asta. Okay. Și niște sfaturi pentru voi despre baza de ce am văzut în 2 ani aici în Moldova și mai departe. Știu că Moldova este o țară bună. Are și oameni buni și oameni rău, dar mai mulți buni. Și trebuie să... Premia mea că trebuie să lucrați mai departe în viață, să nu uiți că aveți un viitor. Și tot, știu că mulți oameni sunt plecați peste hotare, dar să nu uitați dacă trebuie să plecați, să vineți înapoi. Să vineți cu cunoștințe ați făcut sau ați luat din peste hotare. Să vineți înapoi în Moldova și faceți ceva cu asta. Pentru că aici este țara voastră, este o țară bună și este o țară care trebuie de dumneavoastră. Și mai departe, cred că trebuie să știți că în Moldova sunt niște tineri foarte buni. Și nu uitați că ei sunt aici și ei sunt viitorul vostru. Să învățați pe ei să faceți viață, să aveți cunoștințe necesare, pentru că prin ei veți avea o soră mai bună. Și nu uitați de tinerii voastre. Bucur să mă duc acasă, să văd familia mea și mai departe. Și mă gândesc, ce voi spune despre Moldova când ajung acasă? Și eu voi spune oamenilor acasă că aici, în Europa de Est, este o țară bună. Este o țară plină cu oameni care vor ceva mai mult în viață. Și este o țară care a avut hospitalitatea și o țară care
unde am trăit pentru 2 ani și m-am simțit că acasă. Și aș dori că să ajut pe Moldova în viitorul meu, pentru că aici am făcut mulți prieteni și niciodată nu voi uita de Moldova. Și vă spun familia mea și că aici am învățat mai mult decât la universitate, mai mult decât la liceu. Aici în Moldova cred că am învățat cum să trăiesc.